de intrat în emisiune, dar să vedem dacă va fi și după ce vei pleca din emisiune. Să rămână, doamna Carmen. Bună, bună. El este colegul nostru, Radu. Un admirator fin. Mă cunosc cu el, da. De unde vă cunoașteți? Ne-am mai întâlnit așa prin oraș. Aoleu, la ce oră? Pe zi, să știi. Pe zi, nu, că el mai umblă și noaptea. Și cine știe, mă gândeam că pe la vreun club ceva v-ați văzut. Dar tu nu spune tot acum ce vrei. Ia, nu știu, că de asta e cu unile legate. Carmen, te rog frumos să luăm un loc pe aici. Atenție mare, când ajungi la sosuri, te oprești, te uiți la ele aici, te uiți la ele, te uiți la sosuri. Uite, te uiți la sosuri. Nu, am emoții. Chiar vorbeam, am spus că nu am niciodată emoții când intru într-o emisiune, în asta chiar am. Deci crede-mă, chiar merită să ai. Serios, am un gol în stomac. Stai să vezi după. Ai, mai, nu mai speria. Ia un loc. Ideea e că va trebui să dai răspunsul, indiferent care va fi acela. Dacă vrei ca eu să nu citesc întrebarea, mănânciute. Dacă vrei ca eu să citesc întrebarea, okay. Nu mănânciute. Ideea e în felul următor. Tu dai un răspuns, lumea nu va ști la ce te-ai gândit sau de ce ai spus treaba aia. Pentru că eu rup întrebarea dacă mănânciute. Dacă nu, o să citesc, corect? Începem? În general, sunt o persoană sinceră, dar... Trebuie să fii foarte sinceră, trebuie să fii foarte directă. Ok. Și fără, stai că nu mi-aduc aminte, dar nu știu ce sau asta. Ia uite, nume, tati, nume. Luăm primul sos. Asta e bine? Hop, shake, 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 shake. Citești întrebarea? Am citit-o. În gând. În gând am citit-o. Mai citești o dată. Trebuie să fie... Uite, n-am pus mult. Un pic. Un picătură. Uite, n-ai pe toată buleta. Răspunsul în gura mare. Zil. Dana Budeanu. A intrat tare în subiect. Dana Budeanu? Da. Citesc întrebarea sau mănânciute? Citești-o. Cum se numește femeia din lumea mondenă din România pe care n-ai mai vrea să o vezi vreodată în fața ochilor? Asta e întrebarea. Nu iar e răspunsul... declarație de război, să știi, nu e chiar așa. Dar mi se pare că nu neapărat să nu mai văd nu în fața ochilor. Tu nu trebuie să explici. Și am înțeles. Bun, mergem la întrebarea cu numărul 2. Aoleu. Ia să vedem. Asta e bună. Jucăm tare. Bună, da. Lumea nu știe despre ce e vorba. Rupem întrebarea dacă mănânciute, dacă nu citesc. Doar 3 cuvinte trebuie să-mi dai. Ți-am zis că sunt foarte sinceră, s-ar putea să scap. 3 cuvinte. 3 cuvinte, stai să mă gândesc. Gelos. Gelos. Da. Ranchiunos, răzbunător, să zicem. Avem 2. Hai, mai dați-mi voie la încă unul, că da, am prea da, multe. Da, zi, te rog. Dezlănțuie-te. Deci da. Gelos, răzbunător, ranchiunos și frustrat. Mănânciute? Nu. Citesc întrebarea? Da. Mamă, nu cred. Citesc întrebarea? Da. Ai zis că e gelos, ranchiunos, așa, pune... răzbunător și frustrat? Da, este. Dar ai zis din tot sufletul așa? Cum să nu? Citesc întrebarea? Da. Sau mănânciute? Stai să mă gândesc. Haide, mă, cătă. Păi de ce? De ea depinde. Păi a zis prima dată că o citesc. Ce? Tu vrei să citesc întrebarea? Da. Nu-i vorba de tine, stai liniștit. De ce? Nu sunt eu? Nu te cunosc așa bine. Mamă, dar ești curajoasă, jur, tare. Eu? Da. Da. Nu ai cunoscut această latura mea, nu? Da, îmi place. Să citim întrebarea, zic. Citește întrebarea. Citesc? Tare, bravo, e sigură? Da, foarte. O bravo. Să fii pe prima sigur. Pagina a ziarelor. Și ce? Cum l-ai caracterizat pe fostul soț Ionuț Negoiță în 3 cuvinte? E omul care avea echipa Dinamo, nu? Nu mai are? Nu, că au venit spanioli. A, nu știu asta, că nu-i urmăresc activitatea profesională. Deci e vorba de finanțatorul echipei Dinamo, fostul patron de la Dinamo, fostul tău soț. Deci cum l-ai caracterizat pe fostul soț Ionuț Negoiță în 3 cuvinte? Hai, te rog, eu nu mai... Gelos, ranchiunos, răzbunător. Și ai vrut încă unul, în plus, a. Frustrat. Păi nu că le erau sinonime, am zis că să fie 3, cum ai cerut pe listă. Mamă, deja mi-e frică cu tine. Deci mi-e frică cu tine. Nu? Wow! Aoleu, deja... Aici mănânciute.
Nu există, nu există. Nu pune că nu există. De ce să nu pun pentru că nu există? Pentru că ultima oară poate să fie și acum un an. Păi și dacă n-a fost nici acum un an, nici acum doi, nici acum trei? Nu se poate. N-are cum. Ei, n-are, n-are cum. Bine, eu nu știu întrebarea, da. Sau cu părerea. N-are cum. Stai să mă... Deci chiar nu. Nu. Pe bune, nu? Nu a existat, că eu nu... Încerc să ocolesc această... Zonă, da, exact. Deci n-a existat. Nu. M-ai jucat prea corect, te cred pe cuvânt, așa. Serios? Că nu insist. Cum îl cheamă pe bărbatul din lumea mondenă din România pe care l-ai sărutat ultima oară? Nu există. Te-ai lăudat degeaba, Ciucă. Dar nu, că eu nu fac parte din lumea mondenă, Cătălin. Bun. Doamne, mai am două. Asta nu înseamnă, asta nu înseamnă că ai avut ceva sau că ai acceptat, da? Citește în gând întrebarea. Atent. Da. Că există. Da, cred că da. Stai să mă gândesc cine. Dă-i pe primii trei. Primii trei? Mă, nu-s chiar atât de mulți, pentru că am aflat eu că am o față așa mai de bici și oamenii păstrează distanța. Adică, bă, good. De frică de ea, gata, nu? Da. Și când încolo, sub această față, se ascunde un suflet blând. Uneori, da. Depus pe rană. Să știi că da. Ați chiar văzut? Da. De ce este Carmen Negoiță? Sunt o fecioară care este așa și am un ascendent în Scorpion care când este iritat se întărâtă. Atât. Dar deci, sunt o fată bună, să știi. Super. Zi. Da. Unul singur îmi vine minte. Hai să zicem. Și a fost acum mult timp. Da? Mult tim. Erai măritată? Nu. Nu. Dar au trecut 10 ani de la divorț. Cristi Enache. Direcția 5? Da. Băiatule, bă! A fost când a fost? Acum două zile pe aici, acum pe la noi. Zile, da, acum două zile. Te pup, Cristi. Da. Citesc întrebarea? Da, mai citești. Asta... Mamă, ce tare! Da, mă. Nu cred. Cum îl cheamă pe bărbatul din lumea mondenă din România care ți-a făcut avansuri, iar presa nu a aflat? Cristi Enache, direcția 5. Dacă ai ști despre mine tot ce simt. Da, să știi că n-am ieșit. Bravo, Mărâncă, nici măcar bravo. N-am ieșit la o cafea cu Cristi. I-ai dat flit? Nu neapărat, l-am invitat să mâncăm împreună la mine, dar la Roda n-a vrut să vină. Adică azi, la restaurant la tine, da, acolo. Da. Dar el ce a avut? Adică avansuri bună, simțeai așa? Da, m-a mai întrebat dacă s-a îmbrăcat bine, m-a trimitea niște poze cu outfit. What the? Deci, Cristi Enache, direcția 5, și trimitea poze cu Carmen Negoiță și spunea... Sunt bine îmbrăcat pentru concert? Așa, cu... să mai pun și am zis aia da, aia nu, aia scoate, aia îmi place, aia nu, gata. Dar ți-a trimis și poze la bustul gol? Nu mai, nu cred, nu. Stai să mă gândesc că... Dar asta când? Acum 5-6 ani. Adică da, a trecut acum ceva... Acum 5-6 ani. Nu mai știu. Ne mai luăm din asta. Exact. Da, mamă, câte mai am? Mai am câte două, mai bă, am, dar bă, ai, deci ai jucat, jur, ești incredibilă, Champions League. Oi, oi, oi. Deci rămânem cu sosurile. Busu, ce, Busu face busul din spatele camerei de filmat, da, tati. Carmen Negoiță, top astăzi la emisiune. Top. Să știi că o să scap și de asta. Zi. Eu mă bucur și de ce? Pentru că mi-e foarte frică de picant, de aia mă bucur când citesc întrebările și ideea e în felul următor. Nu vreau să deranjez pe nimeni ca să supăr așa, dar dacă este despre mine, nu mă interesează. Adică sunt... mai bine să plângă măsa decât mama, vorba românească, nu? Exact. Măi, nu știu, 50.000 de euro? Ciucă, da. Nu te faci credit. Du-te, mă, ia împrumut 50.000. Mă duc. Îi dăm noi pe 20 de ani încolo, dar lasă, du-te și ea. Mă bag. Dacă câștigăm la Loto Polonia, plantă... Știi că am încredere în tine. Perfect. Am băgat întrebarea. La Loto Polonia. Da. Deci 50.000 de euro. Da. Minim. Minim. Ia. Dacă putem mai mult, acum depinde și ce revist. Corect. Nu contează că ești dezbrăcată. Adică, pardon. Pentru ce sumă ai acceptat să pozezi goală pentru o revistă XXX? A, și eu iau banii să-mi fac o revistă. Da, mă, ne facem noi revista noastră. Deci minimum 50.000. Și eu sunt prima copertă sau cum? Da. Bineînțeles. Da? Memorabilă. Oricum, să știi, Carmen, că a fost foarte tare astăzi, Dana, pe cuvânt. Dana o să aibă un concurent. Ea a fost în... Dana, să vrei că a fost, da, la Playboy, exact. Prima, da. Ia-o-s, Dana. Vreau să spun că ai fost foarte tare, jur. Ai jucat fabulos.
Mulțumesc. Mai am o întrebare. Mamă, și ce ha. Bun că n-am mâncat. Mai e una. Ai, 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 ai. Dar trebuie să dai, n-ai ce să faci. Dau. Zi. Dau, deja mi-a venit în minte. Zi. Instant, cum am citit întrebarea, crede-mă. Zi. Pentru că nu-s foarte mulți, de-aia mi-a venit instant. Zi. Că murim de curiozitate. O să te surprindă răspunsul meu. Zi. Grav. Deci nu-ți imaginezi acest lucru. Băi, cum joacă, bă, Carmen, bă, deci ne face și cu capul, nu mănâncă niciute. E singura care n-a mâncat picant. Bă, nu, a mai fost și Andrei Antonescu, mai de mult. Da, Carmen nu joacă Champions League, tu nu vezi cum joacă? Foarte tare, bravo, Carmen. Taci, că e răspunsul ăsta, ciucă. Sunteți pregătiți? Da. Dați convinsă că nu v-ați aștepta la acest răspuns de la mine. Maxim de convinsă. Suntem disperați să aflăm răspunsul. Cristi Bosgan. Caută-l, mă, pe Cristi Bosgan. Pune-l acolo, pe televizor. Vă rog. E cu doamna Mihaela în fermă. Da, e la Mihaela în fermă. Cunoaște, bă. Știm. Mănânciute. Mă gândesc. Băi, nu se poate. Citește întrebarea, citește. Citește întrebarea. Ia zi, ciucă. Stai, nu te cheamă Cristi Bosgan. Stai liniștit. Stai puțin. Băi, Carmen, ai fost fabuloasă. Citesc întrebarea să mănânciute. Stai să mă gândesc. Cât de... Cristi Bosgan, ia, bagă-mă poza cu uite, el. Uite, ăla am aici. Hai, bagă poza aici, pe ecran. Stai că am niște reclame, nu acum. Nu acum. Hai, ciucă. Stai că am luat-o de... Ce faci, măi, faci mustăți? Hai. Cristi e prietenul nostru, nu ne... Carmen, nu, gata, ce vrei tu? Aici. Nu te uita după ce face Greta asta. El e. Nu. Ai, ai, ai. Nu încă. Da, căutați pe Instagram-ul lui, ce căutați, da, mă, pe ciucă, Google. Da, ciucă, caută pe Instagram-ul lui. Da, păi, ai tableta ai acolo. Ai dat o poză veche, ai dat ciucă. O poză veche. Dă-i și tu una mai citesc actuală. Întrebarea, mănânci iute sau cum facem? Deci eu cred că citești întrebarea. Ce tare, haide, că-s curios. E bune? Da. Băi, nu mă așteptam. Nu te aștept la ta sinceritate din partea mea. În viața mea. Da. Băi, stai mă, stai, deci stai, că vreau să fac ceva, stai. Ce vrei să faci? Stai, că am un cap. Aoleu, nu, vreau să văd ce faci înainte. Pe cine suni? Vroiam să sun. Pe cine? Citesc întrebarea? Vroiam să sun, nu, că era de la telefonul dinainte. Aoleu. Deci stai să-l caut aici și pe Instagram. Ai, ai, ai. Așa? Wow. Stai. Deci, oameni buni, deci vi-l arătăm pe acest bărbat extraordinar. Da, îl vedeți la ferma Orășeni versus Săteni. E cu Mihaela Rădulescu. Uitați poza cu el. Aici e bine poza asta? E bine, da. Ia să mai vedem unde. Aici? Ce ți impune ție omul ăsta când îl vezi? Militarie. Exactly. Deci de asta 1, 2, 3 la perete stai. Ciucă, ai auzit, mă? 1, 2, 3 la perete stai. Dar n-am auzit întrebarea. Na, păi stai că n-am citit-o. Doamne! Ești obligată să alegi un bărbat din showbizul românesc cu care să petreci o noapte fierbinte. Mă, dar de ce ai citit întrebarea? Păi n-ai zis că să citesc? N-ai zis să citesc? Nu mă decisesem încă. 1, 2, 3 la perete stai acum, ce să fac? Aoleu! Dar ce ai făcut acum? Ai băgat mortul în casă omului. Ce ai făcut? Băi, nene, băi, deci Carmen Egoiță. Deci te crezi că Dumnezeu te împachetează? Ții minte, mă, la un moment dat, când Direcția 5 întârzia la concerte? Era când îi trimitea Cristiana, că e mesajul lui Carmen. Deci ești obligată să alegi un bărbat din showbiz românesc cu care se petrece o noapte fierbinte. Care ar fi acela? Răspunsul este... Cu prietenul tot respectul nostru. Din Cristi lume. Cristi se uită la noi, mi-a dat mesaj acum. Spune-i să intre în direct, Cristi! Nu! Sună-mă, ia, sună pe speaker, ia. M-am înrășit toată, vă rog frumos, deci gata. Și nu de la asta. Hai, zmam! Băi, ai fost fabuloasă. Adică, directă. Să sunăm cu FaceTime? Nu cred că vrei să faci asta. Hai, sună asta. Ciucă, nu! Haide-mă! Hai, că murim de... Mamă, deci am adus lapte degeaba astăzi. Hai, noroc, că ăsta se bea când... Când e, uite, cheers. Dar tu așa directă ești mereu? Eu nu te-am cunoscut cam, niciodată cam așa. Eu cred că ești o pisică blândă, dar tu ești o pisică blândă care cam zgârie. Ia-mi eu cătă, ți-am zis.
De unde mai, de unde mai citit tu așa? Eu? Da. Am așa un al șaselea simț. Îmi cer scuze, am citit întrebarea fără să mai primesc acordul de final. Trebuie să mănânc iute, vrei să mănânc iute? Mă sacrific pentru tine. Aș vrea să văd cum. Bă, chiar așa de iute hai este? Hai să mă gustă-l un pic să vezi. Gustă-l un pic ca să vezi că nu glumim. Deci mi-a fost frică să-ți spun că nu mănânc iute absolut deloc, ca să nu-mi pui cel mai picant nu. Sos. Că și ăsta că nu ești e cel mai picant. Gustă-l un pic. Ce am așa acum? Cristina are FaceTime. Ce crezi? Haide! Nu, nu e de. Mă, nu se poate. Nu se poate. Erau, erau doar 5 întrebări. Și tu mi-ai pus-o pe a șasea? Nu, erau doar 6 întrebări, îți dai seama, 6 sosuri le amestecăm. Stă-mă, dă pe speaker, dă pe speaker, dă-te rătă, n-are. Dă-i așa să auzim audio. Hai mă, hai mă, vă rog. Cristi, ți-ai închis telefonul? Hai, nu ăsta. Yes! Mai, păi stai că mai are unul. Gata. Doamne, ce bine. De ce m-ai pus gust, măi? Păi ai vrut că n-ai crezut că iute. Aoleu. Sunt de la mine. Mă înjură Cristi acum, prietenul meu. Nu, 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 nu. Crede că-l sună ciucă. Hai mă, te rog eu. Nu sunați pe om. Deci, de obicei? Mie mi-e mai rușine de cum o să se facă Cristi la față. Deci, hai mă, terminați-vă. El este foarte rușinos de fire. Da, mi-a plăcut de tine. Un, doi, trei la perete. Alo, Cristi! N-a răspuns. N-a răspuns. Ce? Mai bine să tu ai pierdut, da. Doamne, ajută! Când faci tu spor repede, ne. Să sperăm că nu s-a uitat sucia lui Cristi la televizor. Ai fost genială. S-a uitat cu noi aici. Cine mă, soția? Ciucă, taci, că nu s-a uitat. De soție. Da, bine. Să nu-i trimiteți link-ul. Dar stai mă un pic, ce vină are? Adică câte femei, de exemplu, n-ar vrea să petreacă o noapte spectaculoasă cu Brad Pitt? Acum ce se superă... Nu prefer pe Brad Pitt, vă rog frumos. Deci tot Cristi. Nu, ce vrei. Carmen, ai fost senzațională pe cuvânt. Vai, bravo, deci Carmen. Ești în top, jur la rubrica asta. Ești în top. Nu m-am dezinfectat de atunci. Te-ai dezinfectat, hai că mă dezinfectez și gata. Și eu. Pe deci... Instagram, Carmen Negoiță, căutați-o. E păcat să nu fiți prieten cu Carmen Negoiță. Foarte tare. Mulțumesc, foarte tare, tati.